Salutare din nou, prieteni! Parcă mai mult ca altă dată mă bucur să mă văd din nou cu voi la rubrica dedicată pamfletelor reușite ale județului Suceava și spun reușite datorită feedback-ului venit din partea voastră, cu precădere, dar și a personajelor implicate în mod direct. Astăzi ne concentrăm pe unul dintre cele mai controversate cazuri sociale, politice, mondene și ușor penibile ale județului Suceava. Odată ce am spus monden, nu cred că trebuie să spun mai mult. Râdeți în cor cu mine și rostiți tare și răspicat: Petru Luhan! Acest domn europarlamentar ales cu o leafă zdrobitor de mare, cu un șir de condiții extrem de favorabile, în ultima vreme a început să apară tot mai des, în primul rând, pe televiziunile naționale. Există un proverb, eu îl știu de la tata, om înțelept de-a dreptul, care spune în felul următor: decât codaș la oraș, mai bine în satul tău fruntaș. Ei bine, cred cu tărie că îi se aplică stimabilului europarlamentar, că a reușit și nu odată să se facă de râs crunt în fața națiunii. Mai nou, posturile naționale de televiziune au doi pioni principali de care să mai râdă. E vorba de veșnica Monica Tatoiu și, bineînțeles, Petru Luhan. Indiferent de subiect, indiferent de conjunctură și indiferent de orice, Luhan este prezent la mai toate televiziunile. Celebru clar nu devine, însă încearcă. Probabil a încercat să forțeze mâna partidului să îl numească pe un loc eligibil, că doar vin alegerile europarlamentare, însă partidul a spus pas. Îi spunem și noi, acum, domnului Luhan, același lucru și îi dedicăm o piesă. De asta dată trecem de parodia dedicată Monicăi Tatoiu cu Ești penibilă, cu toate că i s-ar potrivi și domniei sale europarlamentar, și îi transmitem un mesaj concis. Maestre, muzica! Nu mă vota, că nu mai am loc. Am înțeles ideea că nu mai poate candida un mormoloc. Ești naibii din schemă, că n-am săturat Luhane. Ai liber la cârnați, dar cu și e perfect. Fără tine e mai bine. Nu ne faci de rușine. Perfect. Că dispare o poluare. Din Măneuț spre Timiș s-au înșelat. Îl declar vinovat. La pustoaice a umblat și lumea a crezut că-i mare crai curat. Dar a uitat, doar refuzuri a luat. Dar a mimat că fetele ar vrea, nu auzea. Perfect. Fără tine mai a luat-o că...
ir visi išdrūpene. Sejus, mėci gaudon liu. Snagmi edno, lodingmir, ištingimir. Imanokį šitį ir bedutėl šifinėbni ve, ve, ve. Snagmi ujitėd, o šilį luksidacinu. Stifinėb melkušt, jėkų įdut mokį nuotlį, visnai nemurtad melkušt. Izir kopi, sitė, cildont apsal. În mod sigur e perfect fără. Asta e și părerea PDL-ului atâta timp cât s-au lepădat, și nu doar de 3 ori, de Luhan. Una peste alta, ca și sfat, dacă ne este permis, domnul Luhan, să nu care cumva să cereți vreun drept la replică la acest material, că doar nu ați spus nimic și nu prea aveți cum da drept la replică, ca în interviul în care v-ați asumat în totalitate succesul lui Gheorghe Flutur. Eu încă râd și alături de mine știu că sunt mulți care o fac. Da, de dumneavoastră. Pe de o parte, ne pare și rău că nu mai candidați. De cine am mai face noi mișto în mod natural? Ăsta e unul din motive, iar al doilea, nu știu cine va mai cumpăra cărnații regelui dacă cumva preluați afacerea. Vă dați seama cum ar fi să se deschidă o dita mai fabrica de cărnați la Mâneuți? Un cărnaț, doi cărnați, la cât mai mulți cărnați vă doresc. Hai, iubire maximă și gafe cu duiumul. În sfârșit, o adolescentă a mușcat momeala. Felicitările noastre, domn Luhan. Cam atât pentru astăzi. Ne revedem săptămâna viitoare cu personaje la fel de, pardon, măcar la fel de inspirate, căci precum el nimeni nu e. Vă doresc o săptămână plină de lucruri frumoase, numai bine.